Un pas extrem de important în realizarea proiectului de înființare a unui spital municipal la Buzău a fost făcut astăzi în ședința de îndată a Consiliului Local Municipal. Proiectul de hotărâre numărul 213 din 5-10-2022 privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 43, parcelele 741-742, lot 1, județul Buzău. Vă rog intervenții dacă sunt. Consilierul PMP Constantin Florescu a avut o intervenție referitoare la proiect. Această donație este o donație cu sarcini, așa cum rezultă din contract. Nu e o donație simplă. Donatorul ne cere să facem un spital, este foarte bine, dar ne pune o condiție în 7 ani de zile. Să ne spună inițiatorul cam cât valorează investiția, dacă în 7 ani de zile noi suntem capabili, vă deranjează, domnul primar? Interesul public, vreau să iau măsuri, oamenii să voteze în cunoștință de cauză. Este o donație cu sarcini. Ne dă termen în 7 ani de zile, după care și-a terenul. Dacă am început să facem investiția în proporție de 80% și în 7 ani de zile n-am terminat-o, el devine proprietarul construcțiilor. Așa spune legea. Este o practică inclusiv a Guvernului României. Vă dau un exemplu chiar de ceea ce s-a întâmplat în municipiul Buzău. Am primit prin hotărâre de guvern cu termen de 3 ani 5,7 hectare la Ministerul Apărării Naționale. N-a reușit din diverse motive să facem acel cimitir municipal în 3 ani de zile. A fost hotărât de Consiliul Local, am dat terenul înapoi. Acum există în circuitul de avizare din nou să ni se dea aceste 5,7 hectare, astfel încât în primăvară, pentru că avem deja autorizația de construire, să începem din nou. 7 ani de zile este o condiție normală și în același timp de suficient timp pentru a construi acest spital, care nu este o glumă. Deci, faptul că cineva ne-a donat un teren, să spunem, Sărumâna, e un om deosebit și un gest deosebit. A dat, n-a luat. Să ne bucurăm că l-avem și să facem eforturi cu toții, să facem acest spital municipal care este foarte necesar pentru buzoieni. Mulțumesc! Consilierii municipali au aprobat cu 21 de voturi pentru și o abținere oferta de donație a celor 24.134 de metri pătrați de teren arabil intravilan făcută de Fundația Umanitară Agrinvest către municipiul Buzău. Terenul respectiv are o valoare de piață estimată la 704.200 de lei, conform unui raport oficial de evaluare. Primarul Toma este împuternicit să reprezinte municipiul Buzău în fața notarului public și la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru efectuarea procedurilor legale în vederea transferului dreptului de proprietate. Respectivul teren va fi preluat în domeniul public al municipiului Buzău și va fi înregistrat în evidențele primăriei municipiului prin serviciul Evidență Administrare Patrimoniu și Licitații. Conform celor stipulate în oferta de donație, în ipoteza în care în termen de maximum 7 ani calculați de la data semnării acordului de parteneriat, proiectul nu se realizează, părțile vor fi repuse în situația anterioară prin restituirea suprafeței de teren.